Iar la noi, Pro FM sărbătorește astăzi o vârstă extrem de frumoasă, 20 de ani. Drept urmare și aniversarea o să fie una de pomină. Colegii noștri au organizat primul concert live dintr-un tramvai în mișcare. Alexandra Stoian este alături de cei de la Pro FM. Bună seara, Alexandra! Cum este acest concert inedit? Bună seara! Bună seara, Andreea! Bună seara, doamnelor și domnilor! După cum puteți vedea, este atmosferă infernală aici. Echipa Pro FM a făcut până acum petreceri pe bloc, a coborât la metrou și a bifat adevărate propagande muzicale cu mii de oameni ca să facă show. Anul acesta însă s-a hotărât să schimbe mancazul și a pregătit primul concert live într-un tramvai în mișcare. Alaiul Pro FM se va plimba cu tramvaiul Bucur-Lefe, produs 100% în România, cel pe care îl puteți vedea acum. În câteva momente, alături de peste 100 de ascultători, cei mai mari fani Pro FM, vom porni într-o călătorie inedită de aici, din stația Sfântul Gheorghe, și vom vizita tot Bucureștiul. Va fi o călătorie plină de muzică bună, pentru că cei mai cunoscuți artiști ai momentului se vor urca și ei în vagon cu boxe și microfoane și vor cânta tare, clar și răspicat la mulți ani Pro FM. Vorbim de Smiley, Alex Vela și Sore, care vor susține un concert 100% live. Veți putea vedea mai multe despre această atmosferă și pe Facebook-ul Pro FM. Atât de aici, la revedere!